Salutare, oameni buni! Vreau să vă arăt un oraș foarte frumos, tipic medieval. Ia uitați ce clădire frumoasă, toată țintuită cu piatră din aia de râu. Dură, foarte, foarte dură. Uitați-vă la peretele acesta. Aceasta este piața unde se țin tot felul de evenimente. Și acolo tot așa, o clădire din piatră. Toate clădirile în general aici sunt foarte vechi, se vede, dar italienilor le place acest lucru. Nu are importanță tenguiala veche, care de multe ori se desprinde de către pereți. Acolo avem un lanț de magazine contemporane, tot în niște clădiri foarte vechi. Și ia uitați orologiul, așa cum zic italienii, cel care dă ora exactă, este chiar aici în centru. Foarte frumos, hai să intrăm și până acolo să vedem despre ce este vorba, pentru că e o clădire veche. Uitați-vă la culoarea asta tipică clădirilor din Italia. Da, câteodată îți e și frică să stai aici. Ia uitați ce este aici. Zici că ar fi o pușcărie din aia veche. Deci asta cred că e cea mai veche clădire de aici din centru, unde e și turla. Așa că voi ieși în partea asta să vedem și aici despre ce este vorba. Da, acesta este Spirano, provincia Bergamo, oameni buni. O să vă spun și mai multe despre acest oraș. Este un oraș tipic medieval, deci un oraș foarte vechi, un orășel, aș putea spune, cu răduțe foarte, foarte înguste. Ia uitați! Ia uitați-mă pe mine acolo, în oglinda aia. Da, uitați clădirea asta, toată din piatră. Ia uitați ce frumoasă e făcută, veche. Acolo avem din nou o oglindă. Strada e foarte îngustă și clădirile par vechi. Foarte, foarte vechi. Ia uitați tencuiala. Toată vine jos, toată e crăpată, dar italienilor le place acest lucru. Acolo avem un fotostudio Pagani. Deci, așa cum am spus, străduțile sunt foarte înguste. Hai să vedem și aici puțin. Câtuși de puțin, nu prea mult, o să fie un vlog foarte scurt. Vă vine să credeți, oameni buni. Eu cunosc foarte bine Italia, vorbesc limba italiană, cunosc acești oameni. Sunt niște oameni ok, nu poți să zici nimic. Dar ceea ce vedeți pe acest perete, în general, o să găsiți în Italia. Nu că la noi nu ar fi, dar aici, cel puțin, orașele se păstrează așa, tipic vechi. Numai în România mai vezi așa hainele puse acolo, la uscat. Clădirile sunt vechi. Orașele, în general, în Italia, sunt foarte, foarte vechi. Da, și carabinierii acolo. Ia uitați. Da, și uite ce frumoasă clădire. Foarte frumos, nu? Și acolo avem niște indieni. Da, ia, ce spuneți voi? Bar 3 stele. O să fie bar 3 stele, că nu e hotel. Da, aici sunt într-o intersecție. Orașul e foarte mic, cum i-am zis. Uitați, acolo să mergeți spre Bergamo, 12 km Bergamo. Nu aveam cum să trec pe lângă acea clădire foarte veche. Închipuiți-vă că eu estimez la peste 200 de ani. Ia uitați-vă cum arată, cu acele geamuri, obloane de lemn, tencuiala căzută și în unele locuri e toată pavată cu piatră. Și ca peste tot unde lucrurile sunt vechi, medievale, apare și partea contemporană. Stație de autobuz modernă, loc pentru biciclete și
și această clădire mai nouă și un fel de parculeț. Aici toate s-au schimbat.